La Consulatul General al României la Cernăuți, pe data de 16 aprilie, în miercurea săptămânii patimilor, a fost organizată o acțiune culturală dedicată Sfintelor Sărbători Pascale, la care au fost invitați reprezentanții asociațiilor culturale din Ținut, oameni de artă, activiști ai vieții culturale a comunității românești din regiune. Pentru evaluare în cadrul acestui eveniment, excelența sa, Consulul General al României la Cernăuți, doamna Eleonora Moldovan, a invitat pe protoierul protopop de Hliboca Ion Gorda, cu un recital de pricesne. Pentru vernisarea expoziției obiecte cu simbolistică pascală din Opreșeni a fost invitat profesorul Nicolae Budnariuc. De asemenea, o frumoasă colecție de ouă încondeiate, diverse cruciulițe și obiecte de cult, dar și de uz casnic, costume populare românești și ucrainene ce țin de datenele pregătirii creștinilor din nordul Bucovinei de Duminica Învierii cu tema Tradiții și obiceiuri de Paște în Bucovina a fost prezentată de angajații Muzeului Regional de Arhitectură Populară din Cernăuți, în frunte cu directorul acestuia, Oleg Cuciurean, și încă o expoziție de ouă, de data aceasta pictate sub genericul Bucovina te iubesc, a fost vernisată și prezentată de meșterul popular Vasile Lihovolea. Ideea aparține Consulatului General. Noi avem o serie de activități planificate pentru anul în curs și, evident, toate aceste manifestări au la bază câteva aspecte ce țin de tradițiile noastre, de obiceiurile specifice regiunii Cernăuți, României și Ucrainei. Sunt câteva inițiative ale noastre pe care le vom promova, pe care le vom dezvolta și credem că vor fi proiecte interesante, importante, chiar bilaterale, pe care le vom implementa aici la nivel regional. Iar obiectivul principal este cel care a și fost subliniat astăzi în timpul evenimentului manifestărilor. Cultura, tradiția, este patrimoniul nostru cultural și spiritual, care ne poate ține bine, cinstit, corect și în continuare, și doar prin intermediul acestor tradiții și instrumente pe care le-am moștenit de la părinții noștri, putem să avem o viață frumoasă, luminată, cu credință, cu idei bune, cu promovarea și stimularea acelor fapte care țin de pragmatism, de elemente comune, constructive, pragmatice în viața noastră. Muzeograful Valentina Bordeian, cu mare pasiune, a povestit despre obiectele vernisate și a mulțumit Consulului General pentru atenția sporită din partea misiunii consulare române de la Cernăuți în vederea valorificării patrimoniului cultural comun al bucovinenilor. Subtilizând colaborarea pozitivă din ultimii ani cu România, în plan istorico-cultural, angajații muzeului au recunoscut sincer că e o țară de invidiat în privința atenției și susținerii patrimoniului cultural. În atmosfera caldă și dispunătoare a evenimentului, un moment deosebit a fost vernisarea expoziției obiecte cu simbolistică pascală din Opreșeni, la care și-a adus aportul directorul școlii și al muzeului Maximilian Hackman din satul Opreșeni, raionul Hliboca, istoricul Nicolae Budnariuc. El a mărturisit prezenților și despre ideea înființării acestui muzeu al satului. Printr-o excursie imaginară, acest om patimaș a dezvăluit multe informații despre exponatele muzeului, printre care sunt încă din epoca paleolitică până în zilele noastre. Printre cele mai importante se numără monetele medievale de pe timpul domniei lui Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, obiecte de cult în secolul 7-8, ce atestă că rădăcinile creștine sunt mult mai vechi pe aceste meleaguri, după cum se crede. Icoane foarte rar întâlnite, ouă încondeiate cu motive geometrice, fitomorfe și zoomorfe. În prezent, muzeul enumără de acum peste 1000 de exponate și credem că și sperăm că în viitor muzeul se va lărgi și mult mai tare. Încă avem în rezervă partierul care vrem să-l lărgim, trebuie să-l reparăm, unde să expunem restul exponate care nu sunt în expoziție acum în prezent. Muzeul are un viitor, fiindcă în prezent am o pleiadă de elevi din școală, chiar de acum absolvența Facultății de Istorie de la Cernăuți, care continuă acest lucru. În fiecare an își dau interes foarte mare de colectarea și adunarea noilor obiecte pentru muzeu și sperăm că în viitor de muzeu avea cine să preocupa.
referindu-se la semnificația ornamentelor pe ouăle încondeiate, care sunt un simbol al dragostei, prosperității, belșugului și continuității, psihologul Svetlana Krasovska, printr-o veche legendă, a concluzionat că atât timp cât se vor încondeia ouăle de Paști, cât ne vom păstra tradițiile și datinile, răul nu se va sălășlui pe pământ și în inimile noastre.